În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos se naște slăvit în Hristos din ceruri întâmpinați. Iubiți credincioși, iată că ne-a axat Bunul Dumnezeu să ajungem practic cu cel mare al nașterii Domnului. Și datorită faptului că această zi este foarte încărcată, bineînțeles că n-am să vă rețin foarte mult. În scurtul meu cuvânt însă vreau să vă transmit un mesaj. Dar pentru a înțelege mai bine, vreau să vă spun ce s-a întâmplat odată într-o biserică de demult, în vremea în care existau circurile ambulante, care mergeau de colo-colo și i-a prins exact Crăciunul într-un oraș cu o catedrală foarte mare. Clownul care era văzut în lumea circului cel mai puțin dotat intelectual, s-a tot învârtit pe biserică, dar a văzut pe lume multă și a așteptat să iasă toți, a așteptat să facă seară, nu mai era nimeni în biserică și s-a dus în fața icoanei Maicii Domnului cu pruncul și a început să facă tumbe, să facă salturi înainte-înapoi, să se strâmbe, să facă tot felul de jocuri cu ochii, cu mâinile și atunci când din spatele bisericii un preot care se pregătea să plece s-a apropiat să-l ia puțin de guler și să-l dea afară, înainte de a spune însă ceva, a văzut că din icoana Maicii Domnului cu pruncul, Mântuitorul bătea din palme aplaudând și fiind într-o vervă deosebită. Acesta este mesajul meu pentru astăzi. Trăim într-o societate de saltimbanci, de shoppingiști, ca să spunem așa, într-o lume în care coada la a cumpăra un cadou tinde să ia proporții. Ei bine, în această lume trăim noi, dar este lumea noastră. Lumea pe care nimeni nu trebuie să ne-o schimbe și nimeni nu trebuie să ne-o fure. Noi suntem cei care facem acum tumbe în fața icoanei Maicii Domnului. Dacă știm că modul nostru de viață este primit de Dumnezeu și bucură pe Fiul Său născut astăzi, înseamnă că am învățat astăzi ceva. Că nimic din ceea ce facem noi și judecă alții nu este neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Așadar, liber la a face tumbe, liber la a face tot felul de lucruri, liber la shopping, pentru că acestea sunt salturile pe care le face societatea noastră și noi ne-am apucat de ele. Dar dincolo de toate, Hristos în bucuria sa, nu numai de prunc, ci și de Fiul lui Dumnezeu, ne acceptă jocul. Și acest mesaj trebuie să-l punem la suflet și trebuie să știm că suntem acceptați de Dumnezeu așa cum suntem. Și după cum preotul care stătea în spatele bisericii n-a putut să se apropie, să admonesteze pe claun, nici pe noi n-are voie nimeni să ne admonesteze. Așa știm noi să ne manifestăm, poate împingându-ne pe la cozi, poate că împodobind un braț, poate că mângâind pe unul sau pe celălalt. Acestea sunt jonglăriile noastre pe care însă Dumnezeu le primește. Iubiți credincioși, vă mulțumesc. Acesta este mesajul meu pentru astăzi și vreau să-l păstrați la suflet și să fiți siguri că Dumnezeu vede nu numai virtutea noastră, vede și neputința noastră și ne trimite zâmbete și aplauze de acolo de sus, văzând că noi ne străduim. Ne străduim în limitele noastre, dar ne străduim. Ne ajută Bunul Dumnezeu ca să văd care de astăzi să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul. La mulți ani!